Bun salutare tuturor, numele meu este DS și astăzi ne găsim la un nou episod pe canalul secundar din nou după mai mult de o lună de inactivitate. Am fost ceva mai ocupat, n-am putut să postez nici măcar pe canalul mare atât de des, dar urmează clipuri și aici și short și faze interesante sau clipuri în care tot așa am dau cu părerea reacții sau ce vă place și spuneți în comentarii dacă vreți să vedeți ceva clipuri bonusuri pe aici. Dar acum o să fac exact ce scrie și în clip și anume o să-mi dau cu părerea despre cine cred eu că o să ajungă în semifinală sau final, oricum cum va fi un parcurs destul de lejer între primele două meciuri, ca să le numim așa. Avem Benfica cu Liverpool la bun început și vreau să specific din prima că Benfica a trecut cu un roc de Ajax. Normal era un duel foarte mișto între Ajax și Liverpool, dar aici este destul de evident cine are șansele cele mai evidente. Probabil Benfica o să aibă o cotă uriașă, uriașă, uriașă nu o să mă la detalii, nu o să mai intru la absolut nimic. După care avem un model destul de interesant între Vila Real și Bayern, care cel puțin Vila Real în tur s-a cam încurcat, așa nu prea s-a chinuit cu Juventus. Fit că în retur a scos un 3-0 între Vila Real, câștigătoarea Europa League și câștigătoarea Ligii Campionilor. Cred că știm cine va trece mai departe și vom avea în semi Aici cred că majoritatea zic că, că, Liverpool și cu Bayern vor trece mai departe și majoritatea așteaptă duelul și chiar voiam așa un super duel între Liverpool cu Bayern sau nu știu, un Manchester City cu Bayern. Voiam un duel inedit sau cel puțin un duel pe care nu l-am mai văzut de atât de mult timp între două super echipe și cel puțin între câțiva antrenori foarte interesanți cum ar fi următorul meci între Manchester City între Pep Guardiola versus Atletico de Madrid, echipa lui Simeone unde aici băieții cam greu acest duel va fi foarte, foarte mișto, dar din păcate sunt convins și sunt 100% că va fi un duel cu foarte puține goluri, vor rușca echipele la sigur, iar dacă se întâmplă că Atletico de Madrid să marcheze, se pune acolo cu fundulețul în poartă. Dar între aceste două echipe, totuși, aspera și cred că șansele mai mari le are Pep Guardiola de a ajunge în semifinală. Nu prea aș vedea cum Atletico de Madrid ar putea face un meci destul de frumos nici nu știu cum ar putea marca atât de multe goluri. Iar următorul duel este între Chelsea și Real Madrid, duel care a mai fost și anul trecut. Chelsea anul trecut a eliminat Real madrid și a luat Liga Campionilor. De fapt, acum a realizat că Chelsea a luat anul trecut uh, trofeul, Bar nu a câștigat acum doi ani trofeul, dar tot cred că vor ajunge în semifinală. Și chit că Chelsea ar avea șanse destul de mari să scoată Real madrid -ul. Știu că Real a scos un meci bun cu PSG-ul, știu că Benzema a dat cu nu prea o văd pe Real Madrid câștigătoare în acesta, nu cred că ar avea șansii, dar știind ce probleme au cei de la Chelsea și chid că Chelsea are o echipă mai bună decât Real Madrid-ul, mă gândesc că până când se va juca acest meci, poate din cauza problemelor pe care le are Abramovic, poate din cauza problemelor pe care le are domnul patron, aș băga poate, hai, hai pe Real Madrid data asta, pentru că Chelsea a bătut anul trecut, poate reușesc cumva băieții și a revanșa, chet că Vinicius, parcă văd că nu va juca destul de bine, dar Benzema o să rupă și avem două super finale, Liverpool cu Bayern, unde cred că câștigătoarea, și o zic foarte sincer, câștigătoarea dintre Liverpool și Bayern, va trofeul. Adică echipa care ajunge în finală este și câștigătoare, după părerea mea. Este mult mai rapid și mult mai ușor să-mi dau părerea față de a doua semifinală între City și Real, unde City o să treacă mai departe. De bea Real o să chinui, cum s-au chinuit și cu PSG-ul, așa o să chinui și cu Chelsea și aș vedea o pe Manchester City în marea finală, iar aici este întrebarea, nu știu, cine, cine trece mai departe? Bayern totuși are o echipă foarte, foarte bună. Liverpool are fix la fel două echipe pe atac. Va fi un meci frumos și... Dacă am zis că între Manchester City și Atletico de Madrid vor fi două partide de tur și retur în care vor juca la sigur cu foarte, foarte puține goluri, vreau ca Bayern cu Liverpool să fie un meci cu foarte, foarte multe goluri, dar nu știu dacă să merg pe Bayern, pe Liverpool, dar o să merg pe experiența lui Klopp, și o să zic că Liverpool trece mai departe, iar dacă Liverpool și cu City se vor întâlni, am zis câștigătoarea din această semifinală, Liverpool sau Bayern, nu? echipa care va trece mai departe va fi și câștigătoarea Ligii campionilor O să, de pot să debifez asta Că n-aș vrea să mai fie bifată Că mi-apare asta cu continuă că... Păi băieți, cred că e mai bine să lăsăm cadrul ceva de genul acesta Vedeți părerea mea Probabil, nu știu să zic, cred că este o părere Destul de comună Adică cel puțin la primele meciuri Liverpool sigur trece mai departe Bayern nu mai departe După care City Între Chelsea și Real Este mea oricum, da, realul sigur nu va ajunge în finală, Părerea mea cel puțin. Dacă aveți alte gânduri, dacă aveți alte opinii, puteți să le spuneți foarte frumos în comentariu. O să le citesc, o să le dau în limioară și chiar o să le dezbatem dacă doriți. Vă invit și pe canalul principal și pe canalul Discord și pe Instagram și pe este orice, nu știu, unde vreți să vorbim. Cea mai probabil în viitorul extrem, extrem de apropiat, urmează clipuri extrem de fine și unice pe YouTube românesc. Niște clipuri deja pregătite, vorbite, geniale. Păi băieți, numele meu și Diez, vă la toți să aveți o zi extraordinară și poate, poate mai pusă pe acest canal secundar. Vă salut!